Mie mi-a fost greu să mă decid când i-am pus numele David. Florin de la Chitila sau Florin Zacuscă, mi se zice, m-am mai zis, nu? Pe Antonio. Pe Antonio îl întrebăm dacă și-a ales singur numele. Salut, Antonio! Culmea, de fapt, am aflat acum 2 ani că inițial era să mă cheme, de fapt, Alioșa. Maică-mea fi Basarabeancă. Alioșa! Alioșa! Așa zicem de acum, Alioșa. Ce ne arățează Alioșa? Antonio. Okay. Haideți să vă arăt o chestie super tare. Diana, o să încep cu tine și aceste monede o să le păstrăm pentru Mr. Florin. Okay. Atent, avem 2 pachete de cărți. Avem un pachet roșu și avem un pachet albastru. Da. Pe care îl alegi? Care vrea să fie al tău? Roșu. Cel roșu să fie, ok? Hai să-l scoatem din cutie, să îl arătăm foarte repede în felul acesta. Opa, stai, de fapt, pe partea aceasta să le arătăm că sunt amestecate. Da. Ok. Și ține mâna, te-l frumos, acesta. Nu, ține calma, să nu scape. Ah, perfect. Okay. Din moment ce tu l-ai ales pe cel roșu, bineînțeles, cel albastru îmi revine mie, corect? Hai să arătăm și pe acesta că este amestecat foarte repede. Da. Acum, o să facem în felul următor. Fii atent, vreau să duci cărțile la spate. O să dau câteva instrucțiuni. Așa. Bun. Și acum, în ce mână este pachetul? În dreapta. În mâna dreaptă, perfect. Acum, din mâna dreaptă în mâna stângă vreau să pui jumătate de cărți, câte vrei tu, taie pachetul. Eu verific. Taie pachetul, stai acolo, Florin, și uite. Bun. Am tăiat, da. Ai văzut? Super. Acum, tot din mâna dreaptă în mâna stângă, vreau să mai pui o carte, doar că de aceasta te vreau să o întorci în felul acesta. Întorc, fie Florin, am întors, da? Da, da. Bun. Acum, vreau să pui restul peste cartea pe care ai întors-o, tot din mâna dreaptă peste mâna stânga. Gata, exact. A făcut gata. Bine. Super. Acum, doar o secundă să fac și o treabă asta foarte repede. Da. Bravo, dacă e aceeași. Așa, super. Hai, vină cu cărțile în față. O să schimbăm pachetele de cărți foarte ușor. Bine. Și acum, hai să vedem ce cărți am întors. Întâi o să ne uităm la tine și dacă mergem printre cărți, o să găsim și cartea pe care... Exact, o să ne uităm să vedem ce carte ai întors. Și avem un... Avem 4 de treflă. Acum, hai să ne uităm ce carte am întors și eu și dacă nu mă înșel... Sper că nu mă înșel, ar trebui să fi nimerit chiar 4 de treflă, dar fii atent la treaba asta, Diana, că acum e partea cea mai tare. Am reușit să întoarcem amândoi aceeași carte. E super tare, destul de extraordinar, dar nu doar atât, dar la mine acest 4 este de culoare albastră. Du-te, mă, de aici! No! Și de fapt la tine, ia scoate și întoarce, te rog. Nu! Este de culoare. No! Și este chiar, de fapt, e singura, de altfel, din tot pachetul de cărți. Doamne, ferește! Doamne, Florin, tu ai văzut? Am uitat la tine la spate, jur că erau toate roșii, da. Ne-a făcut manevră! Ce râde de noi, de fiecare dată râde de mine! Nu. Mie mi-a plăcut foarte mult reacția. E un truc foarte fain acesta. E foarte tare! Mi-a avut exact de aceeași reacție și de asta. A, le testez cu mama? Când o văd, dar în vedere că locuiește în Spania, o văd cam 2 săptămâni pe an. Da, și când o prinzi, le arăți pe toate. Cu banii. Vezi, din cauza asta mi-am cumpărat eu Monopoly cu cardul, să nu mai prostească pe mine la Monopoly lumea. Știi că și prietenii mi-au cumpărat varianta cu cardul exact din același motiv, deoarece furam mereu de la furi, bancă. Nu? Furi, înțeleg. N-ai voie în cazinouri, nu? Nu știu dacă mi-ar da voie ei. Oricum n-am încercat niciodată să intru. Cu astea trei ce facem? Repede că avem aici 3 monezi, Florin, ok? Bon. Avem toate 50 de monezi. Sunt monezi de 50 de bani. Dacă vrei să le verifici, te uiți foarte rapid la ele, să vezi că sunt ok? N-au nimic. Așa, super. Acum, alege 2 dintre ele. Acelea, bun, pe aceasta o să o punem deoparte. Și o să facem în felul următor, fii atent. Una dintre monezi o să o lăsăm în continuare pe masă. Vreau să iei acest marker acum. Okay. Și fii atent, cealaltă monedă am să te rog să-i dai o semnătură pe față. O măzgălitură, ceva. Asta e? Da, dă-i cât să se vadă pe cameră în felul acesta. Uite, fac un F narcisist, așa. F, ai suflat. Perfect, hai de să... De la Florin, nu? Da. De felul se șterge și fii atent la treaba asta, Florin. Deci nu se strige. Dă markerul, te rog, și acum, ține mâna, nu, cu tot cu capac de preferat. Cu tot cu capac, te rog. Ține mâna atinsă. Mâna super. Întinsă. Și fii atent ce o să facem, deoarece de fiecare dată oamenii zic că mai am pe undeva palmată vreo monedă, mânecile sunt suflecate, n-am nicio dacă monedă. Dacă nu m-am uitat, mai okay? N-are cum mâinile sunt complet goale. Da. Am să încerc să mă mișc mai ușor oarecum așa ca să nu crezi că schimb moneda în orice așa. Moment. Deci o vezi, da, este moneda cu semnătura. Da. O să o iau în felul acesta. Am să o întorc, am să o pun la tine în palmă cu semnătura și o să închide mâna. Dacă a și acum, o mănânc. Nu, fii atent. Avem cealaltă monedă, cea care nu are nicio semnătură și o să o pun la mine în pumn. Așa. Acum, dacă aș putea să fac magie pe bune, ăsta ar fi momentul cel mai perfect, deoarece printr-un simplu gest în felul acesta. Tu te mă de aici. Am reușit. De ce mă enervez eu oare? Să monezile între ele. Și dacă ne uităm la tine în momentul acesta, ia să vedem ce avem. Întoarce, Florin. Du-te mă de aici. Hai să arătăm așa frumos la cameră. Nu cred așa ceva. E dubios, ți-am zis că
Ești dubios, Antonio. Mulțumesc. Zim de... Te-am văzut pe net ce ai zis că încerci să dobori un record mondial. Nu, nu încerc, am reușit să dobori un record mondial. Bravo! Bine! Ți-am zis, că avem numai deținători. Ai reușit să tai cărțile... Cele mai multe tăieturi de cărți de joc cu o singură mână, făcute într-o oră. Într-o oră. Recordul inițial era de 2985 și acum este de 3743. Bine! Felicitări! Antonio, o plăcere de fiecare dată să-l avem invitat. Promite că data viitoare mă înveți cel mai simplu, orice, cel mai simplu lucru pe care poți să-mi mă înveți. Cu cea mai mare plăcere. Perfect. Oricum, data viitoare va trebui să fii cu un număr de magie pentru challenge-ul respectiv. Vezi că eu vin cu o piesă pregătită, deja am început lucrurile. Bravo, n-au uitat de challenge! Antonio, mulțumim frumos!